În discursul său, susținut la cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale ONU, președintele Statelor Unite Joe Biden s-a referit la Republica Moldova. Adevărul este că lumea democratică este pretutindeni, trăiește în activiști anticorupție, în apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, militanți pentru pace. Trăiește în moldovenii mândri care au reușit o victorie răsunătoare pentru forțele democrației, oferind un mandat puternic de a lupta împotriva corupției politice și pentru a construi o economie mai inclusivă, a spus președintele american. La scurt timp, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook, la care a anexat și secvența video din discursul lui Biden. Realizările noastre se văd și la New York. Mulțumim domnului Joe Biden, președintele Statelor Unite, pentru aprecierea alegerii concetățenilor noștri de a lupta pentru democrație, a combate corupția și a dezvolta o economie mai inclusivă în cadrul mesajului domniei sale de la tribuna ONU, a scris președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.